Alertă în Munții Făgăraș, unde 17 turiști britanici au rămas blocați la cabana Bâlealac, în zona ninsă abundent, iar vântul bate cu 75 de kilometri la oră, ceea ce practic a dus la oprirea transportului pe cablu. Autoritățile așteaptă un moment prielnic pentru a reporni instalațiile. În caz contrar, salvamontiștii și jandarmii montani vor încerca să ajungă la turiști cu vehicule șenilate ca să-i coboare la baza muntelui.